Hei, hei, hei! Ce mai faceți voi, dragilor? Vă mai aduceți aminte de mine? După o pauză în care trebuie să vă mărturisesc că mi-ați lipsit, revin în fața voastră cu o poveste nouă. Am vorbit într-un material despre un eveniment istoric numit generic Republica de la Ploiești. Este în seria materialelor despre Caragiale și pomeneam acolo numele celui care a condus evenimentele și a declarat orașul Ploiești prima republică independentă. I se spunea nebunul de Candiano. Și pentru a fi corectă cu imaginea acestui personaj istoric, care ar putea rămâne în memoria voastră destul de departe de ceea ce a fost cu adevărat, astăzi vi-l prezint pe generalul de brigadă Alexandru Candiano Popescu. Cum a ajuns acesta de la tânăr revoluționar care plănuia să scoată Transilvania de sub dominația austriacă și să o unească cu România, militant pentru unire, pentru alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn unic al Moldovei și țării românești, ca apoi să participe la detronarea acestuia, conducător al revoluției antimonarhice de la Ploiești, aghiotant al domnitorului Carol I, scriitor, ziarist, voluntar în războiul de independență, erou al Griviței, deputat și autor al unui manual de tactică militară, prefect al capitalei și chiar ministru de război, haideți să vedem. Alexandru Popescu s-a născut în anul 1841, 27 ianuarie, la București. Părinții lui, Dumitru Popescu și Zincuța Urziceanu, s-au căsătorit din dragoste. Cu un an înainte de apariția acestuia pe lume, având binecuvântarea domnitorului Alexandru Ghica, cu care mama sa era rudă mai de departe. Și mare trebuie să fi fost dragostea Zincuței, fată frumoasă, educată, la mâna căreia aspirau chiar și frații Brătianu, Ion și Teodor, dacă aceasta l-a ales pe Dumitru, slujitor la curtea lui Vodă, fiu de moșnean de prin părțile Buzăului, care făcuse ceva avere și cumpărase niște crâmpeie din câteva moșii boierești de pe lângă Buzău. După însurătoare, Dumitru și-a luat nevasta și s-a mutat la Ploiești, unde Vodă l-a numit în poliție. Tatăl moare însă în anul 1843, în urma unui accident de călărie întâmplat în timpul serviciului. Micul Alexandru rămâne doar cu mama, care se recăsătorește câțiva ani mai târziu cu șeful poliției din Ploiești, Nicolae Candiano, care avea origini italiene și așa, băiatul în vârstă de 6 ani este înfiat de tatăl adoptiv și devine Alexandru Candiano Popescu. Primii ani de școală îi face la Ploiești, unde urmează cursurile unui pension de băieți condus de un grec, Nicolae Lorenti, apoi de dascălul coborât din Ardeal, Pavel Eliade, care îl impresionează cu adevărat pe tânărul Alexandru, încât îl caracterizează peste ani ca un model de modestie, cuvință și conștiință. Cu acest dascăl aveau să se întâlnească și frații săi vitregi, Constantin și Sergiu, din a doua căsătorie a mamei sale, care vor îmbrățișa și ei cariera militară, și un deceniu mai târziu, chiar și marele dramaturg Ion Luca Caragiale. Un sentiment aparte legat de Transilvania se va sădi în inima școlarului de atunci, care va rodi peste ani, când se va implica activ în mișcarea de eliberare a românilor de sub dominația habsburgică. Și nu este doar o expresie ușor demagogică, după cum veți constata. Pentru a crea puțin context și a înțelege personalitatea, considerată de mulți contradictorie, dacă nu chiar oportunistă și instabilă, este indicat să aruncăm o privire asupra situației interne a țării românești în contextul internațional al vremii. Nu este o lecție de istorie, dar este important să înțelegem împrejurările care au dus la formarea unei
mentalități și au determinat destinele unor oameni. Și începem raportându-ne la Revoluția de la 1848 și la idealurile generației pașoptiste, adică respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, desființarea cenzurii, îmbunătățirea situației țărănimii, adică împroprietărirea clăcașilor, respectarea autonomiei, egalitatea cetățenilor în fața legilor și în Transilvania, recunoașterea națiunii române ca națiune egală în drepturi cu celelalte națiuni, accesul românilor la funcții publice, învățământ în limba română și desființarea iobăgiei. Ei bine, chiar dacă Revoluția de la 1848 a fost înfrântă, cooperarea dintre revoluționarii din țara românească cu cei din Moldova, Bucovina, Banat și Transilvania, revendicările comune, au condus la întărirea conștiinței naționale. Generația pașoptistă a atras în siajul ei și generațiile următoare, care au preluat lupta pentru emancipare și unitate națională. În decurs de un deceniu, între 1849 și 1859, românii din țara românească și Moldova au trecut printr-un protectorat rus, apoi turc, austriac, din nou rus, dar au reușit să înfăptuiască unirea Moldovei cu țara românească prin alegerea aceluiași domn în persoana lui Alexandru Ioan Cuza. În această emulație intelectuală și patriotică, am spune noi astăzi, s-a format Alexandru Candiano Popescu împreună cu o întreagă generație care a dat eroii de la 1877 și care a obținut independența României. Această logică este susținută de mărturisirea eroului nostru referitoare la perioada menționată și anume spiritul revoluționar și politic începuse prin a fi scânteie, cu înfățișarea societății filarmonice patronate de Ion Câmpineanu și sfârși prin a fi mare foc, curățitor de multe rele, purtând în istorie numele de Revoluția de la 1848, a cărei lumină fu însăși aurora redeșteptării neamului nostru. Pentru că fusei născut într-un asemenea moment, scrie Candiano Popescu în volumul de memorii Amintiri din viața, de aceea cred că patriotismul a fost simțământul stăpânitor al vieții mele. Și cum putea să își slujească țara mai bine decât îmbrățișând cariera militară? În anul 1854, la 13 ani, dă examen la școala militară și intră al doilea pe listă. Trăiește cu exaltare unirea de la 1859, despre care scrie chiar câteva versuri, care ni se pot părea naive astăzi, dar sunt doar o expresie a unei inimi de 18 ani înflăcărată de iubirea de țară. Să trăiești, sfântă unire, în al țării sfânt liman, căci sub steaguți de înfrățire tot românul e oștean. Rememorând evenimentele, peste ani, Candiano spunea: niciodată un popor nu a fost frământat de dorințe mai nobile și hrănit de un patriotism mai curat ca poporul român în 1859. În școala militară editează împreună cu mai mulți colegi o foaie literară săptămânală numită Recreația, în care tinerii publicau versuri. Era pe vremea când Eminescu nu începuse încă să scrie poezii. De altfel, în anul 1866, Candiano scoate chiar un volum de poezii, Când n-aveam ce face, așa se intitula, iar în anul următor patronează două ziare, Perseverența și Democrația. În 1891 scrie 10 poeme eroice bazate pe participarea sa la războiul ruso-româno-turc din 1877. Haideți să vedem
cum suna o poezie scrisă înainte ca marele poet Eminescu să topească limba română și să o modeleze în creuzetul geniului său. La români, de Alexandru Candiano Popescu. Eroul de altădată, ca sclavul o să piară? Ce, leul devenita un câine târător? Ce, spadele viteze în lanțuri se schimbară? Ce, viciul corupta acestru faș popor? Al bravului sfânt sânge a înghețat prin vene? Și faima și virtutea de aici acum s-au stins? Și au rămas în inimi nemernice suspine? Și frigurile spaimei curajul i-au cuprins? De timpurile voastre, străbund odinioară, nimica să nu spuneți, sunt surzi ai voștri fi, căci moartă e în suflet a patriei suflare, când templele slavei sunt mute sau pustii. Urmașii voștri încă mai poartă al vostru nume, spre veșnica rușine ei toți se cheam ca voi, dar piscul ce acvilei drept tron servea în lume, acum e o mocirlă de vorbe și noroi. Nici suveniri antice nu pot să ne unească, nici limbă, nici tradiții, pe toate le-am zdrobit. Am scoborât prin intrigi tulpina românească, am râs de cenușe scumpe și le-am desprețuit. Nu sună chiar rău. Dar să ne întoarcem la povestea noastră. În 1859 termină cursurile școlii militare și primește gradul de sublocotenent de artilerie, într-o vreme în care tânăra armata română dispunea de 4 baterii, cu care s-a constituit primul regiment de artilerie, din care făcea parte și tânărul nostru sublocotenent. Se aliniază la viața ca zonă și este avansat în anul 1861 locotenent, în 1864 capitan, deși solda era destul de mică, iar traiul de pe o zi pe alta anevoios, după cum mărturisește în memoriile sale. Am răbdat de foame 12 ceasuri, neavând cu ce să-mi cumpăr o pâine. Primul act politic în care se face remarcat este participarea la înlăturarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza în noaptea de 10 spre 11 februarie 1866. Asupra împrejurărilor politice interne și internaționale care reclamau înfăptuirea acestui act, nu este momentul să insist eu. Sunt lucrări ale unor istorici importanți care tratează acest subiect. În ceea ce îl privește pe Candiano Popescu, istoria i-a imputat atitudinea duplicitară. Acesta era un ofițer apreciat și apropiat de domnitor. Pare că se face vinovat de lipsă de loialitate. Dar lucrurile nu stau tocmai așa. În memoriile sale, Candiano scria: am intrat în conspirație, împins de cea mai desăvârșită dezinteresare și împlinind cea mai grozavă jertfă pe care un om poate să o împlinească. Câte nopți n-am dormit, ce chin, ce luptă înverșunată s-a petrecut în mine, trebuia să hotărăsc, am ales țara. De altfel, misiunea sa a fost de a-i aresta pe ministrul de război și comandantul oștirii și a făcut-o într-un mod cavaleresc, tratându-i cu respect. A refuzat însă participarea directă la întrunirea de la palat, în care Cuza a semnat abdicarea. Tot el spune: dacă mi s-ar fi cerut aceasta, aș fi refuzat categoric. Destul era pentru mine să beau paharul amar de a intra în conspirație. Chiar jertfele au margini. Și istoria își urmează cursul. Comandantul garnizoanei din care făcea parte colonelul Nicolae Haralambie este numit ministru de război și Candiano devine șeful său de cabinet. A rămas în această poziție câteva luni, întrucât în anul următor, șeful său, colonelul Nicolae Haralambie, este îndepărtat din funcție de domnitorul Carol I și Candiano pleacă odată cu acesta. Ba mai mult,
demisionează din armată. Ce va face acum? Avea 26 de ani, dintre care 13 îi petrecuse clădindu-și o carieră ostășească. Ei bine, tânărul Candiano începe o altfel de luptă. Înființează mai întâi ziarul Perseverența, care vede lumina tiparului la 5 martie 1867, în Ploiești, desigur. Acesta a apărut timp de 2 ani și a fost o tribună prin intermediul căreia și-a făcut cunoscute ideile de reformare a vieții sociale, economice și politice. Scrie mai multe articole în care se arăta clar ca fiind urmaș în idei al generației pașoptiste. Susține continuarea măsurilor de democratizare a vieții sociale și politice, de încurajare a industriei, comerțului, agriculturii, militează pentru acordarea de drepturi și libertăți țăranilor. El spunea că bătrâna societate feudală e uzată și atrăgea atenția asupra necesității apărării națiunii în fața presiunilor din exterior, încă din primul număr al ziarului. Ba, își ia chiar un fel de angajament în fața cititorilor și anume națiunea contra străinismului, legalitatea contra arbitrariului și regimul constituțional contra guvernului personal vor fi pururea sprijinite de acest ziar. Referindu-se la cultură, el susținea de asemenea necesitatea educației pe scară largă. Dar politica cea înaltă n-o pot lăsa, căci a căuta prin scris și prin grai de a instrui poporul și prin instrucțiune a-i întemeia drepturile și libertatea, nu este oare cea mai mare politică pe care un român ar putea o face? Iar despre luptele politice scria următoarele. În loc de a consacra toată energia noastră, a ne organiza cu seriozitate pentru a putea deveni tari, ne ocupăm de certuri, de invidie și de pasiuni individuale. Principiile sunt lăsate la o parte. Oamenii nu ne mai preocupă. Alexandru Candiano Popescu, Perseverența, numărul 31, din 22 iunie 1867. Ce ar mai fi de spus? Acesta este nebunul care a pornit o revoluție la Ploiești contra monarhiei? Ei bine, da, dar este mai mult de atât. Începe o adevărată campanie de presă, am spune noi astăzi, în care susține drepturile românilor din Transilvania, combate cu argumente dorința regatului ungar de a lipi Transilvania și militează pentru înarmarea românilor și realizarea unirii chiar prin declanșarea unei revolte. Face rost de 50 de puști pe care le ascunde într-un depozit din Sinaia. În octombrie 1868, Candiano scria: da, înarmați-vă români, ca în momentul solemn, când patria vă va chema să vă faceți datoria, să muriți vitejește, pentru ca dânsa să trăiască falnică și respectată. N-auziți un geamăt, n-auziți țipătul Transilvaniei noastre, înarmați-vă români, ca să facem o Românie mare, liberă și independentă. Dar Candiano nu era neapărat omul vorbelor, deși, după cum vedem, le spune foarte bine, era mai degrabă un om de acțiune. Și în 1868 trece munții în Transilvania și se întâlnește cu personalități importante ale Revoluției de la 1848, printre care Gheorghe Barițiu și Avram Iancu. Merge mai departe, în Ungaria, unde la Pesta studiau mai mulți tineri români. Ține peste tot discursuri înflăcărate despre unirea cu România, independență, națiune, până când este arestat ca agitator revoluționar și închis la Arad. A fost interogat de mai multe ori, dar surprinzător, autoritățile maghiare i-au dat drumul și l-au predat autorităților române. În țară se credea că este mort
și îi se făcuseră deja de cele veșnice, conform obiceiurilor ortodoxe. Chiar și după această întâmplare, nemuritorul Candiano nu poate sta departe de viața politică agitată a timpului său. Îmbrățișa viziunea liberală, care milita pentru progres, modernizare, drepturi cetățenești și, cum era un om de acțiune, aplicat mai mult spre lupta concretă decât cea de idei, pornește un nou proiect. Scoate ziarul Democrația, tot la Ploiești, și devine vocea și brațul înarmat al liberalilor care complotau pentru înlăturarea domnitorului Carol I și a guvernului conservator. La acea vreme, conservatorii îl aveau în frunte pe Emanuel Costache Epureanu, care era și prim-ministru al guvernului, om politic dintr-o familie veche de boieri valahi, participant la Revoluția de la 1848, fondator al Partidului Conservator, dar și al celui liberal. Astăzi, ni se poate părea de mirare cum oamenii politici ai secolului XIX au îmbrățișat pe rând valorile conservatoare și liberale. Trebuie să nu uităm însă faptul că o întreagă clasă politică își revendică existența din rândul revoluționarilor de la 1848 și că, indiferent de doctrine, au avut câteva linii directoare pe care le-au urmat împreună, fie că au fost conservatori, fie că au fost liberali. Și la acest punct menționăm câștigarea independenței și unirea celor trei principate. Nu voi descrie aici evenimentele care s-au petrecut în anul 1870. Am mai atins subiectul în videoclipul Republica de la Ploiești și Revoluționarul Caragiale. Mai mult din perspectiva celebrului dramaturg. Este posibil ca în viitor să abordez acest subiect și din punct de vedere istoric, pentru ca publicul larg să nu rămână cu impresia că a fost o butaforie, pentru că nu a fost așa. Și evenimentele din august 1870 au însemnat de fapt un restart, o așezare a clasei politice românești și a domniei lui Carol I. Este ca un punct de demarcație de genul before and after. Acum însă ne interesează perspectiva eroului nostru, Candiano Popescu, și o putem afla din articolele publicate în ziarul Democrația și din memorii. În articole, acesta militează pentru înlăturarea dominației străine, pentru alegerea unui domn pământean, pentru îmbunătățirea situației țăranilor, condamnă corupția clasei politice și lupta pentru putere și critică dur apropierea lui Carol de Partida Conservatoare, considerată o clasă politică retrogradă, întrucât era reprezentată de mari moșieri care se opuneau schimbărilor de care societatea românească avea nevoie. Este arestat în două rânduri pentru delicte de presă, din cauza virulenței articolelor sale și ca agitator politic, întrucât organiza frecvent întruniri publice, unde, așa după cum mărturisește în memorii, ținea populația ploieștilor într-o fierbere necontenită. Este atacat de Cezar Boliac, poet, om politic, revoluționar, pașoptist, în publicația sa Trompeta Carpaților, care îl învinuiește de trădare, de complot cu puteri străine care doreau să invadeze țara, iar Caragiale mai târziu îl ridiculizează în scrierile sale. Dar pe noi ne interesează ce spune personajul principal despre acțiunile sale. Ce visasem noi, răsturnând regimul de la 11 februarie și deșteptându-ne, ce tristă priveliște aveam înaintea noastră. Începusem să ne căim că am conspirat contra lui Cuza. Și Candiano mai spune, nu mai merge, șoptea numeroasa majoritate a prigoniților. Și acest cuvânt este premergător conspirației, cum conspirația este premergătoare revoltei. Și mai târziu în amintiri, 8 august,
ne-a fost impus mai presus de toate de adânci cugetări politice și patriotice de o ordine superioară. 8 august nu e o mișcare pornită din egoism, ci contra unei stări de fapte care o socoteam fatală patriei noastre. Și aceasta a fost sulița ce ne-a împins să ridicăm steagul Revoluției. Candiano explică în memoriile sale, pas cu pas, organizarea, desfășurarea și cauzele care au dus la înfrângerea revoltei. Și mai spune un lucru interesant, care demolează mitul proclamării Republicii de la Ploiești. Nu este adevărat că la 8 august s-a proclamat Republica. Această legendă este copil de suflet al reacțiunii. În acea zi nu s-a proclamat decât căderea domnitorului și un guvern provizoriu prezidat de o regență. Este clar faptul că mișcarea s-a bucurat de susținere populară, cum este clar faptul că liderii mișcării radical-liberale, care s-au aflat în spatele acesteia, nu l-au susținut până la capăt pe Candiano Popescu, lăsându-l practic descoperit și lipsit de forța participării simultane a mai multor orașe importante. Cum este clar faptul că în conștiința populară revolta se justifica, întrucât chiar reprezentanții autorității judecătorești care au condus procesul ce a urmat la Târgoviște au dispus achitarea conducătorului de facto, adică a lui Alexandru Candiano Popescu, și eliberarea celor mai mulți dintre cei reținuți. Este apoi de notorietate faptul că domnitorul Carol I a luat această sentință drept un afront personal și că s-a hotărât să abdice, hotărâre la care a renunțat ulterior, ceea ce ne demonstrează că felul în care s-a soluționat această criză este o dovadă a faptului că atât el, cât și partidele politice au intrat clar într-un proces de maturizare și au întins mâinile și au pus interesele țării mai presus de vanități, orgolii și interese personale, căci în acel moment plecarea lui Carol I ar fi fost dezastruoasă pentru existența tânărului stat român. Însuși Candiano spune în memoriile sale, 8 august a fost o furtună curățitoare de rele și o școală generoasă, unde tinerele generații au învățat cum să apere libertățile și drepturile cetățenești. După ce lucrurile s-au liniștit, a plecat în Italia pentru a-și termina studiile. Se întoarce după 4 ani, doctor în drept, se înscrie în avocatură în orașul Ploiești, apoi la Craiova, câștigându-și un bun renume ca avocat pledant și ca bun orator. Dar, din nou, Candiano nu poate sta departe de viața politică și se alătură din nou liberalilor radicali conduși de Cearosetti și de Ice Brătianu, în ceea ce s-a numit Coaliția de la Mazâr Pașa. Cine a fost acest Mazâr Pașa și rolul său în formarea Partidului Național Liberal va face subiectul unui material viitor. Ce ne interesează pentru documentarea povestirii noastre de astăzi este strict participarea lui Candiano Popescu la ședințele de înființare a formațiunii politice liberale, în care se manifestă din nou spiritul progresist și modern al personalității acestuia. Conducătorii liberali, printre care Ionghica, Ice Brătianu, Cearosetti, considerau atragerea lui Candiano foarte valoroasă, în perspectiva răsturnării guvernului conservator și a evenimentelor politice internaționale din care România trebuia să-și câștige independența. De altfel, Candiano însuși, matur acum și cu experiență politică, își dă seama că nu era în interesul țării să se mai încerce înlăturarea lui Carol, după cum spune în memoriile sale. Mă voi scula numai atunci când voi fi eu gata, iar nu când veți spune domniile voastre, se refera la liderii liberali, că tot așa
mi s-au dat asigurări că eram gata și la 8 august 1870 și în loc de mai multe orașe s-a ridicat numai Ploieștii. Nu mai vreau, domnilor, să fiu și pe viitor toporul tuturor coadelor. Acesta ține și în Parlament un discurs unde între timp intrase ca deputat din partea Partidului Liberal, deputat de Dolj, și spune: de astăzi înainte voi face opoziție crâncenă guvernului. Era încă guvern conservator, dar nu voi mai face opoziție dinastică. Era un pas mare spre împăcarea cu domnitorul Carol I. Candiano Popescu nu era de formație politician. Nu se putea duce pur și simplu la domnitor și să-i spună: iartă-mă, am greșit. Pe de cealaltă parte, nici Carol I nu putea uita ofensa ce i s-a adus și nu putea să trimită după Candiano ca să-i acorde o iertare ce nu fusese cerută. Erau amândoi de formație militară și cred că ostașii au un limbaj al lor, bazat pe curaj, cutezanță, onoare, idealuri, patriotism și, indiferent de tabăra căreia îi aparțin, se înțeleg și se respectă folosind acest cod. Și tânărul care a vrut să răstoarne dinastia s-a întâlnit cu domnitorul în momentul în care țara a avut nevoie de amândoi, adică la 1877. Atunci idealurile națiunii au fost mai presus de ambițiile și vanitățile personale. Și iată cum au fost faptele. În aprilie 1877, deputatul Candiano Popescu cere să fie înrolat în armată, deși ca membru al Parlamentului era scutit de acest serviciu. Mai mult de atât, la 29 aprilie, de la tribuna Parlamentului, are o intervenție istorică în care își exprimă apartenența la gruparea care milita pentru participarea activă a României la războiul împotriva porții otomane, văzând în această participare o oportunitate pentru câștigarea independenței. Și acest lucru s-a întâmplat chiar înainte de discursul lui Cogălnicianu din 9 mai. Astfel, discursul său reprezintă cu adevărat un crez politic care ilustrează, dincolo de felul nedrept și pe alocuri rocambolesc cu care a rămas în istorie, noblețea sentimentelor și profundul său patriotism. În susținerea poziției sale de a rupe legăturile cu poarta, Candiano spunea: nu trebuie curaj, nu trebuie talent ca să o rostească cineva, ci din contra, ne-a trebuit o robustă paciență pentru ca secole întregi, inspirați de spiritul politic al strămoșilor noștri, să ținem năbușită în mintea și inima noastră dorința de a fi liberi, de a fi independenți. Pentru că, domnilor, ceea ce este libertatea pentru om este independența pentru națiune. A sosit timpul astăzi și dovadă puternică este că vitejii noștri soldați râd în Calafat și în Oltenița de ghiulelele osmanlâilor necredincioși și soldații care înfruntă râzând primejdia și moartea știu să biruiască și biruința lor va fi sigură, că cei sunt sprijiniți de puterea reprezentațiunii naționale. Și când sesiunea parlamentară a luat sfârșit, Candiano a plecat la război. La început este încadrat cu gradul de major în miliții, însă în august, când a aflat că batalionul 2 Vânători din Ploiești a rămas fără comandant după ce majorul Mateescu a fost grav rănit, cere imperios comanda unității. Se duceau lupte grele pentru cucerirea redutei Grivița. Și veți găsi la mine pe canal un playlist numit Eroii, format din mai multe materiale în care am vorbit despre sacrificiul ostașilor români pentru cucerirea redutei Grivița. Și dacă nu le-ați urmărit, vă invit să o faceți. Aflat într-o situație grea, batalionul 2 Vânători, după mari pierderi, este însuflețit de Candiano Popescu, care le spune ostașilor că trebuie să se bată
pentru ca lumea să vază că suntem vrednici de strămoșii noștri, adevărați oșteni ai unei țări ce luptă pentru apărarea căminelor patriei și neatârnarea sa. Și le mai spune: sunt mândru de această încredere a șefilor noștri. Încrederea lor în mine este întemeiată pe încrederea mea în voi. Să ne batem vitejește, pentru ca lumea să vază că suntem vrednici de strămoșii noștri. De moarte, să nu vă sfii soldați. Pentru mine este o fericire a muri azi, căci mă bat pentru țară. Și Candiano Popescu intră primul în reduta Grivița, având în mână un steag, urmat de ostașii săi, și o cucerește. Și dacă vă mai aduceți aminte de ostașii care au capturat un steag otoman de luptă, soldatul Grigore Ion, sergentul Gheorghe Stan și caporalul Vasile Nica, ei bine, aceștia făceau parte din batalionul 2 Vânători și se aflau sub comanda majorului Candiano Popescu. Cred că dimensiunea adevărată a personalității sale este dată de faptele de pe câmpul de luptă. Și nu greșim dacă ne raportăm la el ca la un erou romantic, însuflețit de idealuri nobile, curajos și cu o mare iubire de țară în suflet. Candiano a și scris despre 1877, lucrarea intitulată Războiul neatârnării, istorie critică, asaltul și luarea redutei Grivița. Aceasta a apărut în anul 1913 și vă mărturisesc cu tristețe că nu am citit-o, întrucât nu se găsește pe nicăieri. Și nu cred că a mai existat o altă ediție în afară de cea din 1913. Dacă a mai existat, îmi cer scuze. Dacă nu, poate totuși o editură are bunăvoința să o retipărească. Scrie de asemenea și o culegere de cuvântări ostășești, un tratat de artilerie și amintirile de care tot am vorbit. Batalionul 2 Vânători și majorul Candiano Popescu împreună cu mai mulți ostași sunt decorați de Carol I și de țarul Alexandru al II-lea, care strângându-i mâna îi spune că a comandat un batalion de oțel și nu de carne și este avansat locotenent colonel. Este momentul ca între Candiano și Carol I să se facă pace și domnitorul îi încredințează o misiune specială, tocmai la curtea țarului în Sankt Petersburg, unde Candiano se prezintă cu trofee obținute pe câmpul de luptă și cu daruri din partea domnitorului și a guvernului României. În 1878 este numit de primul ministru de la acea vreme, Ion Cebrătianu, prefect al poliției din București. Și, deși nu era deloc încântat de această numire, este convins de Brătianu, care îi spune: am multă trebuință de tine la prefectura poliției. Boierii sunt hotărâți pe scandal și pe tulburări. Le-am găsit botniță. De tine le e frică. A rămas în fruntea poliției timp de 4 luni. A supravegheat ca alegerile parlamentare să se desfășoare în liniște. S-a însurat în acest timp și a demisionat în momentul în care Mihail Cogălnicianu a fost numit ministru de interne. Câte lucruri interesante s-au petrecut în viața acestuia în doar 4 luni. Haideți să vedem mai întâi de ce a demisionat la numirea lui Cogălnicianu, care practic îi devenise șef. Este vorba de un episod puțin mai vechi, petrecut cu aproape 10 ani în urmă, când Cogălnicianu era tot ministru de interne, dar în guvernul conservator al lui Epureanu. Acesta supraveghea alegerile, care, trebuie să o spunem, puteau fi destul de contondente în acele timpuri. Nu erau doar lupte de idei și principii, ci se puteau transforma în adevărate bătălii și lupte corp la corp, care se lăsau de foarte multe ori cu capete sparte și intervenții violente din partea forțelor de ordine, reprezentate de polițiștii care se aflau în subordinea prefectului și mai sus a ministrului de interne. De multe ori,
alegătorii liberi trebuiau convinși, într-un fel, să voteze pe cine trebuie. Și dacă partidul aflat la guvernare nu reușea cu vorba blândă, chermeze, funcții mici și bere, intra în acțiune polițistul, care cu autoritatea unor ciomege pe spinare putea avea șanse reale să aducă voturile necesare pentru candidatul propus de guvern. Toată această operațiune este magnific descrisă de marele dramaturg Ion Luca Caragiale în piesa O scrisoare pierdută. Dar să revenim la eroii noștri. Așadar, Mihail Cogălnicianu, ministru de interne din partea conservatorilor. Alegeri parlamentare, locul desfășurării acțiunii, orașul Ploiești, anul 1869, deci înainte de mișcarea antidinastică. Cu toată insistența, a sesizat per ghilimelele, reprezentanților guvernului în teritoriu, ploieștenii s-au încăpățânat să voteze candidatul opoziției, adică al liberalilor, căci atâta ne-am dat și noi seama că populația Ploieștiului era de partea progresului, a reformelor pentru libertate și egalitate. Urmează un șir de anulări ale rezultatului de către guvern și de refacere a scrutinului. Într-un moment de disperare, însuși Cogălnicianu, ministru de interne, descinde în urbea prahoveană și organizează o manifestație publică, unde începe să-i critique pe liderii liberali, printre care și pe Candiano Popescu, și asta chiar în fața cetățenilor care le acordaseră votul. Așa ceva nu se face, mon cher, cred că ar fi spus Nena Iancu. Și așa a gândit și tânărul Candiano, care nici mai mult, nici mai puțin, simțindu-se atins în onoarea lui de militar, îl provoacă la duel pe ministrul de interne. Și nu oricum, ci printr-un anunț pe prima pagină a ziarului pe care îl conducea, Democrația, unde scrie: Domnule Cogălnicianu, m-ați insultat la Ploiești. Sunteți dator, am dat o reparațiune. Nu vă cer acum, că vă veți piti după titlul de ministru. Accept însă trimișii dumitale a doua zi după ieșirea din minister, la amiază, calea Târgoviștei, numărul 50. Candiano Popescu era militar. Avea 29 de ani. Mihail Cogălnicianu, om politic. Vârsta 53. Duelul era desigur interzis. Credeți că a acceptat Cogălnicianu provocarea? Evident că nu. Dar nu a uitat. Și a doua zi, după ce nu a mai fost ministru, îi trimite un bilet pe care Candiano îl publică în ziarul său. Iată conținutul. La provocațiunea ce mi-a făcut domnul Candiano Popescu pentru cuvintele pe care le-aș fi rostit în privința domniei sale în Ploiești cu ocazia mergerei mele în acel oraș pe timpul alegerilor, declar că chiar de atunci am publicat prin monitor că cuvintele mele nu au fost exact reproduse. Asemenea și acum, asigur că n-a fost în cugetarea mea de a insulta pe domnul Candiano Popescu și că nu m-am servit de niciun cuvânt ofensatoriu în privința domniei sale. Spre a da însă și o mai completă satisfacțiune susceptibilității domnului Candiano Popescu, mă grăbesc de a retracta orice expresiune care ar fi de natură să atingă onoarea domniei sale. Domnul Candiano Popescu este liber de a face orice întrebuințare va voi. Cogălnicianu, 30 ianuarie 1870. Omul politic își cere scuze, dar militarul respectă mai degrabă onoarea arătată vitejește decât declarațiile politice. Candiano Popescu nu poate suporta ideea că va trebui să ocupe o funcție de subordonare în fața omului politic Cogălnicianu, care nu și-a apărat onoarea după criteriile militarului.
așa că părăsește funcția de prefect al Poliției Bucureștilor la numirea lui Cogălnicianu ca ministru de interne. Am amintit de faptul că în cele câteva luni cât a stat la prefectură, acesta s-a însurat. Soția sa era fiica unor negustori bogați veniți din Bulgaria pe la 1840, care aveau mai multe proprietăți în centrul vechi pe Lipscani. Sofia Hagi Pantelii era la a doua căsătorie, avea chiar și o fiică, Ecaterina, care va trăi până în anul 1936. Cei doi au avut împreună doi copii, o fată Eliza și băiatul Alexandru Ștefan, care va provoca multă durere părinților săi, după cum vom vedea puțin mai târziu. Trăiește primii doi ani ai căsniciei sale puțin mai retras din viața politică, până pe la sfârșitul anului 1880, când Ion C. Brătianu îl solicită pentru a fi numit aghiotantul lui Carol I. Și ceea ce gândea toată lumea, exprimă el însuși față de Brătianu când refuză. Dacă ai credința, domnule Brătianu, că eu m-am suit pe reduta Griviței cu ambiția de a ajunge adjutant al domnului, amar te înșelat. Am intrat în război ca să-mi îndeplinesc datoria de român. Adjutanția n-o primesc, pentru că conștiința nu îmi dă voie să îndeplinesc o asemenea sarcină. Dumneata, știi că eu am ridicat steagul revoltei contra domnitorului și astăzi să-i faci ofensa de a mă impune adjutant al său, cu mâhnire îți declar că rolul ce vroiești să-mi impui să-l fac, nu-l voi face. Refuz de a primi sarcina ce mi se oferă. Dar a primit și se pare că a intervenit însuși domnitorul Carol I, care îl respecta pe eroul de la Grivița, îl admira ca militar și îl considera un mare patriot. Și Candiano se supune, este numit colonel și rămâne în anturajul lui Carol I ca aghiotant timp de 12 ani. Este martor al tuturor deciziilor politice, intrigilor, evenimentelor petrecute în imediata apropiere a familiei regale, multe dintre acestea redate în cartea sa Amintiri din viața. Volumul 2, o culegere de convorbiri avute cu oameni politici importanți, dar mai ales cu domnitorul și apoi cu regele Carol I. Tulburător mi s-a părut următorul fragment, ca o concluzie a serviciului său pe lângă acesta. Nu cred în recunoștința monarhilor. Sunt toți egoiști și egoismul lor stârpește afecția și generozitatea. Dacă vei arde departe de ei, atât încât să nu-i frigă, te lasă să arzi de bunăvoie. Ei socotesc lumea zidită a se supune și a-i sluji pe dânsii, iar nu ca ei să slujească lumea. Una vorbesc cu gura și alta le este credința. Din gură vorbesc datorie, jertfe, în suflet însă au convingerea că datoria lor este a stăpâni și jertfele înțeleg să le primească, iar nu să le facă. Suprema lor lege este interesul. În toată activitatea sa politică printre cei mai importanți oameni ai timpului, cu siguranță a văzut multe. Putem să credem că a avut și momente de dezamăgire. Poate într-un astfel de moment a scris aceste cuvinte, dar cu siguranță în ele se află și o mare doză de adevăr. Iese din serviciul regelui în 1892 și își urmează cariera militară. Este numit general de brigadă în 1894 și până în anul 1900 conduce mai multe unități militare. Dar în anul 1901 are loc un eveniment tragic pentru familia sa. În luna februarie, fiul Alexandru Ștefan, în vârstă de 20 de ani, împreună cu un alt tânăr, Ștefan Vlădoianu de 15, al cărui tată fusese casier al Poliției Capitalei, o înjunghie pe văduva unui profesor care ducea o viață destul de libertină, aflându-se în relații de amor cu mai mulți tineri. Victima, în vârstă de 48 de ani,
moare în urma mai multor lovituri de cuțit aplicate de agresor și urmează un proces care a fost mult discutat în presa vremii. Tânărul Candiano este condamnat la închisoare, deși mizează pe cartea nebuniei, pedepsa fiind de 10 ani. După ispășirea pedepsei, tânărul Candiano părăsește țara și a mai găsit despre el o mențiune din anul 1915, deci din timpul primului război mondial. Aceasta a apărut în ziarul Adevărul, care spunea că ar fi fost adus într-un spital de campanie de la Turnul Severin cu răni grave, dobândite în luptele duse de partea armatei sârbe, în care se angajase voluntar. Crima a fost amplu dezbătută în epocă. A fost un fapt deosebit de sângeros, care a șocat societatea bucureșteană și nu numai. Doar că, din respect față de personajul nostru de astăzi, nu voi intra în amănunte. A fost pentru Alexandru Candiano Popescu cea mai mare durere a vieții sale, care i-a grăbit cu siguranță sfârșitul. La 4 luni distanță de la cumplita faptă, acesta se stinge din viață la doar 60 de ani. Îi se organizează funeralii naționale, este transportat de la Târgoviște, unde decedase, la București, unde a fost întâmpinat și condus până la cimitirul Șerban Vodă, Belu, de ofițerii superiori ai armatei a treia, cărora le fusese comandant, de ofițerii garnizoanei București, de soldați din cadrul batalionului 2 Vânători, pe care îl comandase la Grivița, de soldatul Grigore Ion, cel care a capturat steagul otoman la 1877, de o mulțime de oameni veniți de la Ploiești și o mulțime de bucureșteni și, bineînțeles, membri ai guvernului, miniștri și generali ai armatei române. Sicriul a fost coborât în cavou de ofițeri și soldați din cadrul batalionului 2 Vânători, însoțit de salve de tun. Ceremonial, demn de un erou, un luptător pentru neatârnare, independență și un mare patriot. Atât pentru astăzi, dragii mei. Îmi dau seama că este un material poate prea lung, dar cât poți să sintetizezi când vorbești despre viața unui om care a trăit puțin, dar a făcut mult. Născut în anul 1841, a preluat de la generația pașoptistă idealurile naționale care l-au călăuzit toată viața. A trăit cu bucurie unirea de la 1859, venirea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a participat la acțiunea de răsturnare a acestuia împins de rațiuni de stat, a fost martor la venirea unui principe străin, a condus o revoltă împotriva acestuia și a dinastiei străine, a luptat în războiul din 1877 și a riscat viața pentru un ideal, independența. Închei cu un scurt citat dintr-o cuvântare ținută de Alexandru Candiano Popescu în fața ostașilor săi. Patria e locul unde v-ați născut. E laptele ce l-ați supt de la mamele voastre? E mormântul strămoșilor voștri cu amintirile, durerile și bucuriile lor? Patriei dar să vă jertfiți. Vă mulțumesc fiindcă mă urmăriți. Mulțumesc cu recunoștință membrilor care prin contribuția lor ajută ca acest proiect să continue. Mulțumesc și celor care vizionează fiecare material, mai reușit sau mai puțin reușit. Vă aștept în secțiunea de comentarii cu păreri și impresii despre cele prezentate și până data viitoare, nu uitați că vă pup, vă iubesc și vă doresc o viață frumoasă.